India Târgoviște se pregătește să încheie primul stagiu de pregătire din iarna lui 2013. Aflați la Snagov pentru antrenamentele fizice, iar apoi la Izvoran pentru cele cu mingea, băieții lui Sebi Tudor au simțit o oarecare oboseală spre finalul cantonamentului. Târgoviștenii vor reveni sâmbătă seara la Târgoviște, după ce dimineața vor avea de dus la capăt ultima ședință de pregătire de la Snagov. Din cantonament când veți reveni? Sâmbătă dimineața vom avea antrenament și la Izvoran, Iroși Albaștri au disputat două meciuri amicale, unul câștigat cu echipa a doua Petrolului, iar ultimul, poate cel mai important, pierdut cu 0-2 în fața Competului din Ploiești. Golurile au fost marcate de Pripu și Andy Ștefan. De altfel, ploieștenii au devenit în acest sezon nașii târgoviștenilor, întrucât i-au bătut pe unde au apucat. În afara acestui amical, Competa a câștigat și meciul din vara trecută cu 2-1 din Cupa României. Atunci, Chindia era pregătită de Flaviu Stoican, iar prahovenii se reuniseră de doar 3 zile. Săptămâna viitoare va fi petrecută de fotbaliști la Târgoviște, urmând ca antrenorul Eusebiu Tudor să-i vadă din nou la lucru. Același lucru îl pot face și fanii roșalbaștrilor. Chindia are programat un meci amical pe teren propriu cu Unirea Slobozia.